Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la noua emisiune Sinteza Săptămânii. Astăzi comentăm evenimentele împreună cu doamna Lili Crăciun, care este și scriitoare, de fapt care este scriitoare, dar a fost și, nu o să credeți, cum, adică un scriitor care ar fi fost notar. Iată, doamna Lili Crăciun, bine ai venit. Cum ai trecut de la... Hai ca să începem așa, după aceea mai continuăm, că azi avem mai multe subiecte, avem faptul că a fost trasă la sorți ordinea pe buletinele de vot de către BEC, să vedem ce părere ai și tu. Apoi avem un subiect al zilei cu, mă rog, DNA-ul a început să facă niște chestii, dar... Cu ouăle, de nou cu niște ouă, da, o să vedem, o să afle și respect. Probabil că mulți știu cu da, doctorul Tătaru, care a fost și, mă rog, ministrul sănătății în vremea pandemiei. Apoi o să mai avem problema asta cu Schengen, care mi se pare foarte serioasă, să comentăm puțin. Și pentru că tu ești notar și ai foarte multă experiență, poate le dăm niște sfaturi telespectatorilor, mai ales celor care intenționează sau care au niște case și au probleme cu casele alea. Pentru că uitați-vă, ai bucurit acest scandal Nordis. Da. Și oamenii totuși ar trebui să știe cum se protejeze, că acum e o jale. Da. Dar să începem cu Lili Crăciun, care a trecut de la notărie, se spune sau cum? De la notărie da, la... profesia. La scris, la cărți. Ești la al patrulea roman, parcă, sau al... Al optelea. Aoleu, am rămas eu în urmă, îmi cer scuze. N-a fost o trecere, în sensul că am început să scriu după ce m-am lăsat. Primul roman a apărut pe vremea când încă eram notar. Și... am început lansările... Deci ștampilai așa da. Și în același timp mai scriai două cuvinte, nu? Nu, era deja publicat, dar trebuia să plec în lansări și cumva nu era bine. În lansări mă gândeam la clienți, când ajungeam la notariat mă gândeam cum fac următoarea lansare și mi-am dat seama că două lucruri să le faci perfect e greu. Același timp. Poate pentru mine. N-au fi și genii care pot să facă 10, cum știm că sunt domnii din fruntea statului că țin 7 slujbe, dar eu nu m-am simțit în stare. Nu numai cei din fruntea statului, ci mai de jos. Da, mă rog, statului, la central, local. Au câte 78 de ore pe zi. Muncesc. Și am zis că ceva trebuie să fac. Asta am plăcuse de mulți ani, dar n-am avut niciodată timp să o fac. Mă plictiseam și la notariat în 14 ani am făcut absolut toate actele pe care le poate face un notar, fiindcă eram așa un pic mai curajoasă și se aflase că eu fac și spețe grele și se trimiteau la mine, las că le rezolvă doamna. Și încep, știi, mă plictisește o meserie care devine rutină și nu-ți mai oferă surprize, chestii noi care să te intereseze. Da, vine nouă zi cu un nou volum de muncă, cum se zice. Da, nu știu, îmi plac drumurile din nou, noi și uite așa am plecat. Da. Și am plecat și din București cu ocazia asta și m-am mutat la Oradea. La domnul Solojan, pardon. Bolojan acolo. Da. Cum e? Că sunt o fel de legende. Că e cel mai mare om de administrație, alții spun că nu e chiar așa. Nu. Tu ca trăitor acolo, cum îl vezi pe Bolojan? Eu îl critic foarte des. Eu îl critic pe principiu că ceea ce face foarte bine e treaba lui să o facă, de asta îl plătim, dar și ceea ce nu face bine, tot treaba lui ar fi să o facă bine. Acum, cam care e procentul bine-rău? Nu, procentul e mare, de bine. Nu, el are o problemă cu tăiatul copacilor, adică din punctul meu de vedere are și eu sunt împotriva tăierii oricărei frunze. Și aici nu ne înțelegem foarte bine, dar în rest... Te legi cu lanțuri de copaci, dacă încă e nevoie. Nu, dar dacă mai taie mulți, ajung și acolo. În rest nu pot să zic, s-au făcut lucruri foarte faine și... cum să zic eu, nu știu în interiorul clădirilor acelora pe care voi le vedeți atât de faine fațadele acelea, barocul, stilul art
deco, nu știu în interior, dar în exterior sunt într-adevăr impresionante. Abar n-am dacă și prin interior sunt făcute ca să-l pot critica sau... Plus centurile acelea care le-a făcut. Centurile, podurile... Păi, mă, când vii în București și vezi că după 30 și nu mai știu, 4, nu știu, cu tot trecut de la Revoluție. 35 de ani. Nici până acum nu s-a făcut o centură serioasă, deci am venit pe o... Era întuneric, ziceai că ești în Ouagadougou, să mă ierte locuitorii este din Ouagadougou. Este centura aceea, dar eu eram... A noastră este luminată ca noaptea, este stau de ani de zi. A doua am luat-o de vreo două ori aiurea, pentru că... A, nu mai spun, nesemnalizată, cu rotunjelele aia, mie așa îmi place să le spun, alea care nu ai măcar, nu știu cum se cheamă, alea care luminează la faruri... Adică dacă n-ai lumină de sus, pune, domnule, benzi reflectorizante, pune ceva. Nu, în privire. Și poduri. Anul trecut a făcut 7 poduri. Deci și mai are pasaje, poduri. Nu, omul face. Înțeleg că e pe primul loc în absorbirea, în absorpția fondurilor europene. Ceea ce spune, multe. Un tehnician înseamnă, un om priceput în administrație. Da, acum noi care iubim copacii tot sperăm să vină prim-ministru să mai betoneze și în altă parte și să ne mai lase copacii în Oradea, că ne-i frică că o să ne taie pe toți. În rest e ok. Nu. Și prin și la Iași au fost niște probleme cu teia. Cu mare scandal. Aici. Am făcut eu scandal de la Oradea, că doar vorba aici. Am acum i-a replantat. Da, sunt mici. Mă rog, dar mijlocie așa totuși. Știi pentru ce nu sunt eu? Nu sunt pentru... Și în Oradea s-au plantat și s-au modernizat, s-au făcut investiții în niște parcuri. Dar eu sunt total împotrivă să-mi faci mie parc japonez. Dar am nevoie de parc japonez. Eu consider... Și nu e o chestiune de patriotism, să știi. E o chestiune până la urmă de adaptare locală a faunei, da? De ce să-mi aduci tu cireși japonești? Dar noi nu avem copaci, noi nu avem specii care sunt aclimatizate la noi, sigur. care pune cred, un stejar acolo. Și cred eu, nu? Costă și mult mai puțin. Da. Așa, o părere, fără să știu costurile. Probabil că tocmai asta e treaba, adică în momentul în care tai și după aia replantezi, dai cuiva de lucru. Și mă, dai nu din mă bugetul... pronunț, zic doar că astea ale noastre... Le ieși din pădure, știi? Cred că și fără bani, adică niște puieți da, acolo. Eu am niște mari suspiciuni atunci când aud că se face ceva. Facem un proiect, acum semnăm un contract de nu știu câte milioane de euro și când mă uit la ce conține proiectul ăla, e un proiect așa care mă gândesc, băi, dar asta parcă n-aveam nevoie de chestiunea asta și mai ales că costează bani. Și parcă văd așa un parandărăt acolo, nu știu, îl păi cam îl simt. Așa era când lucram în profesie. S-a digitalizat cartea funciară și ani de zile n-o mers, adică s-a digitalizat degeaba. Da. Nu scoteam noi extrasele online și chiar dacă le începuseră să iasă online, trebuia să te duci și în fizică, că era aiurea. Mai bine dacă tot trebuia și în fizic să le iei în original. Și erau niște bănuți foarte mulți și eu atunci ziceam, mă, fiică mea fiind inginer IT, dar ori, măi, mamă, pe câți bani să faci așa un proiect, mă? E? Pentru că e același proiect distribuit la toate cărțile funciare din țară. Adică nu faci diferite... Nu știu, nu mă pronunț, dar zic, hai să zicem din patriotism. Pune-mă copaci de-ai noștri, că și un tei se poate pune, asta mă rog, să zicem, care rădăcinile care poate scoate din pământ trotuarele, dacă se alăture, asta știam la tei. Dar și liliacul se face tei, dacă știi să-l tai, și forstiția de primăvară se face tei. Oradea este recunoscută pentru acei copaci magnoliu care sunt la Palatul Baroc. Pe dacă tot e recunoscută, fă o chestie să știe toată lumea că e plină de magnoliu, nu de magnolie. Se poate face, dar cumva pe mine mă dă. În primul rând sunt copaci foarte mici. Aia din Japonia, adică nu mai dau umbra da. Care trebuie. La 40, de frumusețe, nu? La 40 de grade... Da. Știi ce? Eu mi-aduc aminte că mă duceam de acasă
în oraș, mă trimitea mama la cumpărături și aproape că nu vedeam doar printre frunzele copacilor soarele. Adică erau copaci, era trotuarul și la marginea trotuarului, da, în niște alveole, erau mereu copaci. Asta mi-aș dori din nou. Noi spunem, stați în casă că sunt 40 de grade, dar oare dacă ar fi copaci înapoi cum erau? Eu nu sunt adepta comunismului și tu o știi foarte bine, că da, o critic și așa, dar uite, asta era un lucru bun, acum nu neapărat era comunism, Doamne, că erau copaci pe stradă. Nu știu de ce s-a ajuns. Știi că e ciudat, pe de o parte salvăm planeta și pe de cealaltă parte betonăm tot. Da. Nu știu cum o salvăm. Și distrugem viața. Copacii, sunt viață. Aia, totuși, zic, nu știu cum o salvăm, dacă așa, tot tem tot și betonăm tot. Ce ne mai mirăm când a fost despăduriți munți întregi în țara asta? Nu știu să zic. Mă depășesc asemenea. Da. Deci, hai să vorbim despre cartea ta. Da, deci romanul acesta, Codicil. Codicil, se aduce, da, așa, aduce a dreptul pe care l-ai cânat tot la Iași. Da, la Iași, da, la universitate. Da, termenul este juridic. Dar el nu neapărat toată cartea înseamnă ceva în jurul unui codicil, este în jurul celui care a făcut un testament anexă la alt testament, anexa aceea numindu-se codicil. Titlul l-am dat mai mult pentru faptul că personajul principal, care este un fel de Rastignac sau, dacă pentru ascultătorii români sau pentru elevi, un fel de un Dinu Păturică contemporan, da? Deci un tip care vrea să parvină și ajunge să parvină în pe treptele de sus ale celor care dețineau puterea înainte de 1989 și după 1989. Cartea merge pe câțiva ani înainte de 89, câțiva după 1990. Și care în ultima parte a vieții lui își dă seama că pătrunderea lui în sistemul acela de pile și relații nu i-a adus fericirea, i-a adus într-adevăr bogăție, dar și, nu i-a adus și fericirea. A avut-o în mână, dar s-a făcut că nu observă și că de fapt ei l-au privit ca pe ceva care trebuie să fie acolo, că n-avem încotro, ca pe o anexă. Deci ca exact cum era și testamentul acesta, care este anexă la un alt testament. De am dat numele. E apărută anul acesta la Editura pentru Artă și Literatură din București. A apărut în, cred că în martie, dacă țin eu bine minte. Dar abia acum am început lansările, pentru că trebuia să mă apropii măcar cât de cât de anul de când m-am operat pe coloană. Nu puteam să mă mișc în perioada aia. Și am ajuns acasă, la Iași. Eu consider Iași acasă. Am stat aici 21 de ani, cu facultate. Normal, deci e spanii studenție, nu? Cred cel că mai dacă frumos, dau deoparte liceul, care nu l-am făcut acasă, l-am făcut la Suceava, am stat mai mult în Iași decât am stat la Fălticeni acasă. Știi? Luând așa pe total anii de când sunt. Amintiri frumoase. Și am emoții că în seara asta. Da. Aseară, nu? Cum o să tai tu asta? Da, ca aseară, știți? Da, ca aseară. Deci e vorba de, nu, noi înregistrăm emisiunea, e vorba de o lansare care o să se facă acum peste vreo 2 ore. Dar când telespectatorul nostru văd emisiunea, va fi ieri. Da, foarte bine. Acum să mă ierte, dar am uitat că suntem în direct, dar emisiunea se difuzează mâine, scuză-mă. Da, și ce conține codicilul? E viața acestui Titi Suceveanu, un individ... Da, bun, am înțeles că era un tânăr, mai parvenit, așa, dar... Un tânăr foarte sărac din Delta, chelner, care ajunge în București cu singura dorință a lui să parvină cumva, e și el o victimă, mânat de educația primitivă pe care i-o făcuse tatălui, care i-a arătat bărcile acelea superbe ale membrilor de sus ale comunismului și spunea că ești prost, ești idiot, tu n-ai să ajungi niciodată să fii în rândurile lor. Și atunci, de asta spun, și el este până la urmă o victimă într-un fel.
devine agresor mai târziu, chiar dacă nu agresor fizic, dar agresor în sensul de a folosi orice mijloace să pătrundă în pe treptele de sus ale celor care conduceau România. Norocul îi surâde, cunoaște pe fata unui nomenclaturist, o seduce apoi urmează șantaje de dinainte de 90, șantaje de după 90, ajunge foarte bogat și îți spun la final... Are vreun corespondent în viața reală? Măi, un Titi Suceveanu, nu numele ăsta, am cunoscut eu în profesie. Sigur, nu i-am știut toată povestea, dar din câteva linii directoare pe care mi le-o dat, cam acolo se încadra și din ce mi-a zis de soție și de ce-a făcut el în viață. În rest, am brodat eu pe lângă povestea lui și o să vedem dacă la urmă averea aceea rămâne sau ca un abur se risipește în... Deci cartea duce... O lasă în coadă de pește, așa, nu? Nu. Ea are un final, dar nu vreau și... Mă refer la avere. Tocmai la avere, dar nu spun, pentru că... Păi nu spunem, trebuie... Ar deveni plictisitor trebuie, deja. Și trebuie citită cartea, în primul rând, da. În orice caz, Virgil, soțul meu, spun pentru așa, care îmi corectează prima dată manuscris, îmi spune, măi, finalul ăsta e prea așa, știi, bum, pare așa telenovelă. Culmea este că scritorii și criticii care m-au lansat, să spunem, până acum la Ploiești, un critic renumit, Cristian Crăciun, nicio legătură cu mine, nume, da. La București un scritor renumit, Iaru, iată la Iași Liviu Antonesi, va fi la Piatra și la Iași, la Suceava, alți doi scriitori, toți au zis, wow, ce final! Deci, iată că cel de alături a zis, nu, ia schimbă, parcă e prea, e ca o bombă atom și prea deodată și prea nu știu cum. Alții au zis că ăla e clou care practic cheia. Schimbă tot. Ci, nu poți să mulțumești pe toți. Iată că eu nu l-am mulțumit partenerul meu, tura asta, nu contează, dar ceilalți asta mi-au zis, mă, ai găsit un final extraordinar de bun. Și sper să placă oamenilor, zic că până acum din semnale place. Am avut câteva lansări chiar... Ea va putea fi găsită prin librărie, nu? Prin Cărturești, da, Cărturești, în rețeaua Cărturești. Okay, foarte bun. Da. Sau pe site-ul editurii, că și ei au librărie online. De ce editure? Editura pentru Artă și Literatură din București. Acum, știi că și eu mă duc la librării, dar atât e de comod să stai acasă și să-ți faci... Am devenit niște comozi, asta este. Așa este. Au și... Am fost și încurajați pentru asta, nu? Am fost. Să muncim de acasă, să învățăm de acasă. Oare de ce? Nu știm încă, dar vom vedea. Ăia mai tineri, noi sperăm să nu apucăm. De ce? Nu? Răspunsul. Da, deci au și librărie online și editura și, evident, la lansări, cumva cititorii mei au fost un pic supărați pentru că de obicei, editurile, în momentul când scot o carte, nu doar aceasta, marile edituri, cheamă din București sau Cluj sau de unde e editura, scriitorul și dă autografe nepersonalizate, autografe generale pe 200, 300, 500 de cărți. Eu, fiind după operație, nu am putut să vin și cititorii un pic au fost supărați, dar vin acum la lansări. Am văzut în București o grămână, noi avem cartea deja cumpărată, am venit doar după autograf. Vin. Asta e o bucurie, știi? Să știi. Da. No, cam asta e cu cartea. Să sperăm că place. Și că într-o bună zi cineva va zice, e bună de tradus. Bun, atunci să trecem la un subiect. Dacă mai ai ceva de adăugat cu cartea?
nu știu ce să zic, că e greu să mă laud singur acum. Dar ar trebui să, da, te mai laud și eu, dar din păcate încă n-am citit-o. Nu contează. Dar nici nu e bine să o povestim toată, da, că după aceea nu mai... De-aia am zis, să lăs așa cumva. Da. Important este că astăzi se lansează, de mâine va fi, putea fi găsită și atunci treaba e ok. Pentru cei care dor și dorești și mai au încă dorința de a citi, că din păcate... Multă lume nu mai are dorința asta. Măi, da, da, pe de o parte se citește puțin. Uite, eu am fost zilele astea, sunt de o săptămână în Iași, am fost la niște întâlniri cu elevii de la Colegiul Eminescu, care sunt chiar pe specialitate filologie, și cu elevii de la Colegiul Vasile Lupu de la Pedagogic. Ei sunt foarte interesați, deci ieri, aseară, am fost cu cei de la Pedagogic, 2 ore și jumătate au stat și m-au întrebat. Problema este la citit și mi-au explicat și profesorii, dar chiar și copiii, cumva am reușit să mi-i apropii și să facem, o să punem la un moment dat filmele când se termină nebunia asta cu turneul. Programa aceasta e pe de o parte programa ministerului, pe de cealaltă parte bursele, notele care le sunt necesare pentru burse, și încă și părinții care îi mână din spate pentru note mari nu au timp. Deci față că eu asta am întrebat, zic, dar nu înțeleg, e mai multă materie decât era pe vremea asta când eram noi elevi. De când ai detectat-o că a început să se întâmple? De prin anii 2000, cam așa? Acum 20-25 de ani? Măi, că cred. Că prin anii 90 încă se citea, cred, la greu, în câte știu eu. Cred că și de pe vremea aia copiii mei au terminat în 2004 și programa, cel puțin programa, a început să deja să se... Să fie bulversantă. Eu încercam la bacalaureatul lor să-i meditez eu la istorie, termen filozofie istoriei, m-am gândit că nu mai dau bani și la disciplina asta și, sincer, ca absolventă de istorie am aruncat cărțile cât colo pentru că nu înțelegeam nimic. Să începi prima lecție, formarea poporului român, cu fraza după retragerea aureliană, dar ei nu știau care retragere, cine, Aurelian, când, care... Deci s-a trecut de la acea istorie cronologică care mergea, știi, pe o cronologie clară și cumva aveau legătură unele pe altele, pe niște teme mari, dar eliminând niște teme fără de care nu poți înțelege tema predată. Eu una n-am putut să-i meditez. Le-am zis la revedere, învățați singuri, eu așa ce nu știu. Dacă vreți să vă repredau și să fac așa cum știu eu istorie, bine. Dacă nu, faceți singuri, căutați-vă profesor. Încă de atunci începuse. Și da, Vlad citea foarte mult, dar era clasă de filologie. Dar Olimpia, clasă de mate info, început să citească puțin. Mai puțin. Eu mă aduc aminte că noi aveam lecturi obligatorii. Mergeam la bibliotecă și luam cărțile alea, trebuia să le citim. Nu. Din ce mi-au spus, ei au câteva romane, cele care 4 sau 5 romane și restul sunt niște fragmente. E foarte greu să găsești, după mine, stilistica unui autor dintr-un fragment. Și mai este un lucru. Da. Pe de o parte, părinții se plâng că elevii învață niște comentarii pe de rost. Pe de altă parte, cum să nu le înveți pe de rost dacă tu nu citești ca... Deci ai putea să nu înveți pe de rost. Ai putea să ai propria ta părere, da? Și nu cea obligatorie dictată de profesor. Dar pentru asta trebuie să citești romanul respectiv. Și atunci, cumva, profesorii, din punctul meu de vedere, sunt cumva obligați să le dea mură în gură un comentariu, fiindcă altfel... s-ar rupe de tot linia și nu au nevoie la bacalaureat, au nevoie de română. Nu știu care, mă întreba aseară doamna profesor de la Pedagogic, doamna Mănucă, ce văd eu metode? Zic eu la ora asta, zic că nu ne mai putem întoarce, sunt generații întregi care s-au stricați. E greu să întorci. Foarte greu să... Adică dacă ai stricat ceva în 30 de ani, cred că repare în 60 de ani. Și per total s-a dus 100. Probabil că așa merg lucrurile. Adică
Nu știu. Nu știu. Știu doar că mi-ar fi fost greu să mă întorc în învățământ. Eu mi-am dat definitivat înainte să plec din învățământ. Deci pot să mă întorc oricând în învățământ. Dar nu aș face față la... Și mai este o chestie. Foarte multe hârtii de făcut. Deci profesorii nu aveau și atunci aveau timp să se ocupe efectiv de cariera lor didactică. Nu de hârtii și hârtiuțe, rapoarte, dar să știi că peste tot e la fel. Și noi aveam de-a hârtii de făcut și economiștii, toată lumea are. Mai puțin ceea ce... Știi că pe noi în facultate nu ne pregătiți pentru hârțogăria asta uriașă care este în profesie, ci pentru pur... Da, numai pentru... Ce... esența profesiei, nu și... Și pare că odată cu tehnologia, în loc să fie mai puține, sunt mai multe hârtii. Nu înțeleg. Da, așa cum am promis să te întrerup puțin, pentru okay. că îl avem în telefon pe okay. domnul profesor Silviu Gurlui. Vă salut, domnule profesor! Bună ziua! Ne auziți, da? Bine! Foarte bine, bună ziua! Stați numai puțin ca să reglăm și noi volumul. Da, domnul profesor, de ce v-am sunat? Pentru că... poate ne mai spuneți câteva noutăți în legătură cu aceste fenomene destul de neplăcute care tot în ultima vreme vin peste noi și am remarcat și noi acum un fenomen de acesta foarte ciudat și probabil nu foarte bun, anume niște explozii solare sau ceva de gen. Da, suntem... O furtună magnetică, pare mi se. Fenomene naturale, am observat în aceste zile această auroră boreală care... Așa, și aurora asta care... Foarte frumos și spectaculos, să spunem, s-a întins și spre zona de nord, în vecinătatea de nord a țărilor dinspre Europa Centrală de Est, cu alt siguranță am văzut, e vorba și de România, bineînțeles, cu toți am fost martori unui spectacol al naturii. Este vorba de câteva explozii solare puternice care au ca rezultat al interacțiunii acestor particule ejectate din această explozie cu păturile atmosferice, fenomene acestea luminoase care sunt clar sunt fenomene naturale pe de o parte și faptul că sunt astfel de fenomene în atmosferă și aceste culori rezultă că atmosfera ne protejează de aceste particule care au energie mare. Deci suntem cumva protejați și dincolo de acest spectacol, aceasta este un aspect. Apoi este o perioadă aceasta de toamnă, dacă e să vorbim despre Europa, dacă e să vorbim despre alte continente, când fenomenele acestea mai violente sunt sau o frecvență mai mare, este clar că sunt fenomene care sunt, în opinia mea, ajutate și de anumiți poluanți din atmosferă care fac ca turbulența atmosferei la înălțime să fie mult mai mare, iar de asemenea, anumite modificări sunt induse în atmosferă privind anumite aspecte termodinamice. De aici și aceste turbulențe care sunt ceva mai violente, cu precipitații poate mai mari și cumva o cădere mai violentă a lor în anumite zone. Da, dar chiar așa, un an atât de nefast, vedem ce se întâmplă și în Statele Unite, am văzut culmea că americanii așa sunt mai obișnuiți cu aceste fenomene și totuși la început și la ei niște teorii de astea ale conspirației, pentru că prea îi lovește așa frontal și necruțător. Sunt lucruri care, sigur, se constată de toată lumea, că frecvența lor și violența acestor fenomene în atmosferă sunt totul cumva neobișnuite. Departe de a putea acum să găsim, să spunem, o explicație clară, în opinia mea, măcar o componentă de poluare există pe de o parte și de asemenea o serie de
fenomene care sunt legate și de temperatura apei ceva mai mare în anumite zone ale oceanelor sau ale mărilor, am văzut Marea Mediterană, Marea Neagră, da. Și corelate cu mișcările maselor de aer, pot, de, mai, alor, a maselor de aer reci, duc la fenomene acestea mai violente. Și, sigur, sunt în spațiu public mai multe și alte teorii care sunt vehiculate, eu nu pot acum să pot să le descriu sau să le, hai să spunem, să le pot discuta, pentru că trebuie cu foarte multă atenție de celate. E clar, acesta este lucru clar, că avem transformări foarte mari în atmosferă și trebuie să fim foarte atenți cu ceea față ce de ani, față de ani anterior, nu? Știm să ne adaptăm unor fenomene acestea, bineînțeles, să fim atenți și de ce se întâmplă și trebuie multă, multă atenție din partea nu a oamenilor neapărat populație, ci mai ales a celor la care decidenților și cercetătorilor care vor și pot să înțeleagă ceva din aceste mișcări, din aceste turbulențe din atmosferă. Da, domnul profesor, în legătură cu aurora asta boreală care s-a văzut la Iași, spuneți, eu n-am mai auzit de așa ceva, trăiesc de 6 decenii în doar aceasta. Au mai fost cu câteva luni în urmă, dacă nu știu exact perioada, dar a fost în orice caz în acest an, au mai fost. Evident că sunt foarte rare. Asta însemnând că acest flux de particule care ajunge, fluxul dinspre soare, are o compoziție, are o anumită, să spunem, anumite proprietăți care pot să interacționeze, fac interacțiunea cu atmosfera să producă așa fenomene și de asemenea este foarte posibil ca în atmosferă o anumită compoziție a atmosferei și cu alți poluanți potențial să avem așa ceva. Dincolo de aceste fenomene, eu nu m-aș hazarda să prezint mai multe altele, pentru că deocamdată nu sunt date și nu am înțeles nimic altceva. Dar sigur trebuie să fim atenți și să facem măsurători. Din păcate, nu sunt foarte multe astfel de investigații, nu neapărat la sol, ci pe înălțime, nu neapărat în România, ci mai peste tot în lume, decât cele de satelit și cu aceste firave. Deci mai trebuie foarte mult investit ca să venim să înțelegem în primul rând ce se întâmplă și ca noi să putem să ne adaptăm eventual unor turbulențe acestea care au o violență foarte posibil din ce în ce mai mare. Da, vă mulțumesc foarte mult, domnul profesor, și ne mai întâlnim la emisiune. Vă mai aștept. O zi cât mai frumoasă. Vă mai așteptăm cu drag. Mulțumim. Ne urmăresc. Mulțumim, domnul profesor. Da, spun sincer, asta cu aura boreală e prima dată. Dar nu poate n-am fost eu atent. Uite, poate n-am fost eu atent, spui de 6 decenii, eu tot de 6 și un pic decenii. Eu mă întreb, chiar îmi întreb toți prietenii care au, care suntem de un leat, sau cum se spunea, cum spuneau părinții noștri, nisip saharian, tu așa. În copilărie. No. Adică eu mă gândesc așa. Nu în copilărie, până... Niciodată, până așa. Da. Deci eu întrebam așa prieteni. Bă, tu ești din Hunedoara, tu ești... Eu am trăit la Suceava, uite, Silviu la Iași, cu tare. Mă, poate nu la noi, poate la noi în Suceava e oprim munții. Dar încolo, nimeni... E adevărat că mass media la vremea respectivă era... Și sună și foarte exotic, așa. Tot s-ar fi auzit, că noi umblam și elevi în tabere și părinții pe la mare, în stațiuni, deci lucrurile se auzeau bancurile, ce banc absolut. Era la Suceava, era și la Timișoara, deci nu erau... Eu n-am auzit, n-am... Bun, dar haideți să admitem că până 89 era acea cenzură... Păi da, cenzura nu era la graniță și nu lăsa nisipul din țara să treacă. Ascundea cenzura până în 90. Da, dar după 90 cine mai ascundea? Că nu mai era nicio cenzură. Dar nu avea cum să ascundă asta dacă maica mea se ducea la Herculane și se ducea la Felix, la Oradea, din Suceava, tot ar fi zis cineva. Băi, uite, la noi oamenii se împrieteneau în vacanțe, să absolut, știi. Absolut, absolut. Era sociabilitate. Și schimbau informații în telefoane și știu de la părinții mei. Da? Nu se duceau în străinătate, dar în România se duceau în stațiuni, la mare, la munte și acolo se întâlneau din toată țara. Știu, părinții mei au avut prieteni făcuți în vacanțele astea, în concedii. Eu n-am auzit niciodată de nisip saharian roșu, adică, sau cum e, roșu, nu? Nu știu. Da. Nici eu nu dau explicat, dar n-am auzit, nu. Oricum ceva se întâmplă climateric vorbind, că...
Da. Climatericul, că schimbarea aceasta climaterică e naturală, sau e indusă, mai cumva, da, nenaturală, asta nu pot eu spune, că deveneam Einstein. Dar oricum, se întâmplă ceva. Oricum, trăim în epoca incertitudinilor și asta naște aceste... Asta ciclon și asta au mai fost. Asta nu fost. Chiar... Bun, da, ciclone, uragane, în România, nu, în felul deci, ăsta... Da, da, da. Eu prima dată... Auroră boreală. Și mai știam de la geografie, știi? Dar ce s-a întâmplat pe litoral, nu ăsta? Adică, n-am auzit. Și cred că mulți dintre cei care ne privesc n-au auzit fost așa ceva pe litoral până acum. Asta zic, adică oamenii, da, e adevărat, eram închiși, n-aveam libertate pe vremea aia, dar totuși în interiorul acestor granițe închise circulam. Da, culmea este că există cu aceste instituții internaționale, cum e de exemplu acel World Economic Forum, Forum Economic, care... Cum să spun, care, domnule, în ce fel precis prevăd ele aceste necazuri? Păi aceste... eu am înțeles că nu știu ce care... Ce, sunt Baba Vanga? Cum reușesc? Sau care au zis că ne așteaptă o nouă pandemie. Deci băieții sunt foarte inteligenți după mine. Foarte inteligenți și foarte informați, da, adică din timp. Pot prevedea, la noi erau numai Babele Vanga, știi, prevedeau și de asta nu mai știu cum le chemau. Dar da, culmea e că ce prevăd ei se întâmplă. Ei vorbesc de ani de zile de acele schimbări climatice care vor aduce nenor. Uite-le că sunt. Da. De unde știu oare oamenii? Chiar așa de bine informați sunt? Măi, nu știu, da, ori fi inteligenți, supra-inteligenți. Da. Deci niște întrebări... Sunt, deci, nu putem să trăim așa. Că ne-am întinde într-o... și știi ce, ascultătorii tăi, o să zică că suntem conspiraționiști. Nu sunt conspiraționistă, dar să știi păi că... Păi nu, acum dacă îți pui niște întrebări, ești conspiraționist. Da, da, dar le citesc. Citesc și teoriile. Le citesc, întotdeauna m-am raportat la Jules Verne, da? Probabil că la vremea când Jules Verne a scris 20.000 de leghe sub mări, lumea a fi zis că e un tip... Nu se poate așa ceva. Deci era un SF. Iată că submarinele sunt acum o chestiune la absolut ordinea zilei. Da. Dar le citesc. Cred că lui Jules Verne, care a scris, cred că pe vremea aceea, respectiv îi spuneau, bă, tu suferi teoria conspirației. Da, da, asta zic. Da. Deci la vremea aia spunea, ai tu, ori tu ești bolnav, ori... Mă gândesc că nu-ți puteai imagina. Dar le citesc. Parte dintre ele s-ar putea, bine, nu în timpul vieții mele, o să stau eu prin norișor și zic, ia uite mă, teoria X a... Da, să mai încercăm să mai discutăm câteva subiecte, să vedem cum vede Lili Crăciun această poveste care se întâmplă reală cu alegerile președinte, de exemplu. Biroul Electoral Central tocmai a extras... Cred că se trag la sorți. Ordinea aceea și ordinea care a rezultat a fost nu a fost foarte favorabilă favorabilor, adică domnului ce? Ciolacu și Ciucă, care sunt iar șefii ai marilor partide, ci pe primul loc e doamna Lasconi, pe locul 2 e domnul Simion și domnul Ciolacu cu domnul Ciucă s-abia pe 3-4 așa. Eu nu știu dacă asta are vreo importanță. Tu crezi că există chiar așa niște oameni atât de reduși mental, se duc și pun pe primul, fiindcă se gândesc că ăla e cel mai deștept și următorii sunt mai proști ca la coroniță, la clasele, nu știu că... N-aș crede că contează atât de mult ordinea și, într-adevăr, e prin tragere la sorți. Nu, în orice caz, candidații noștri sunt toți... Dar oare și alegerile astea nu tot pe bază de tragere la sorți sunt? Nu știu, dar pe mine m-au amuzat și cred că mai e cineva, nu mai știu. Ora astăzi, dar o să văd în reluare și mai trebuia, a fost domnul Ciucă, a fost domnul Ciolacu și Simion, parcă la Măruță. Doamne, ce mă distrez. Deci aia înainte de a mă culca, îmi pun telefonul și mă distrez, e distracție maximă. Ce răspund domnii viitorii, unul dintre ei, tot va fi, că va fi. Cred că dacă nu mă înșel, la Sconi și domnul Joana nu au ajuns încă, dar ăsta le pune niște întrebări care sunt un fel de raționamente inverse, știi? De fapt, te păcălește cumva să... Și care
nu le judecă, iese tragedie greacă și mă distrez. Nu știu ce să-ți spun, nu știu dacă contează, nici nu știu cine are șanse. Teoretic, dacă aș sta să-i analizez pe toți, cea mai curată ca dosar este doamna Lasconi, da? Da. Până în momentul ăsta, acum știi că la noi se... lucrurile pe care le-ai făcut într-o funcție și nu ai avut o funcție, a fost primar, el al doilea mandat, se văd după vreo 5-6 ani, știi? Nu se văd atunci. Exact. Dar în momentul acesta... Dar nu are reclamații pe la primărie. Nu are, deocamdată. Da. Acum, rest, ce să zic, mie, eu am o problemă că nu pare sincer, adică eu chiar dacă aș vrea să atrag de partea mea și creștinii ortodoxi, nu îmi pun batic. Da, nu pun, adică dacă stilul meu este... Ca să fiu sincer, nu prea îmi place voce, are o voce așa că... Nu, mie mi se pare că... Deși a fost culmea că a fost realizatoare teme, televiziune. A fost, da, a fost. Și că a fost foarte bună. Acum nu știu, eu n-am, da. Nu știu de pe vremea aia, nici nu m-am zbătut eu. Bun, tare. Domnul Simion? Măi, domnul Simion, păcat că... are niște teme din astea hazli, știi, 35.000 de euro o casă. Da. Dar uite, la Măruță a fost cel mai bun. Știi, nu l-a prins Măruță cu niciun raționament din ăsta sucit. Da, așa. E iute așa. Aoleu, în comparație cu domnul Ciucă, care a spus da, niște... Da, nu te mai întrebi, lăsăm pe restul, pentru că nu prea mai avem timp. Aș vrea, ceea ce am promis, să le dăm câteva sfaturi oamenilor cu apartamentele. Iată ce s-a întâmplat acum la Nordis, acolo a intrat în insolvență, au rămas oameni, am înțeles, care cu banii dați și ceva, n-am priceput prea bine speța, dar cert este că se întâmplă multe minuni cu se apartamentele și, astea și cu case. Uite, eu primul sfat care l-aș da este ca televiziunile și media, în general centrală, să mai preia și din județe. Acum 2 ani același lucru s-a întâmplat la noi în Bihor. Deci după ce oamenii, nu pe apartamente neterminate, pe case în care locuiau de 2-3 ani, deci achitate integral, oamenii s-au mutat cu copii, cu cățel, cu purcel, mă rog, cu tot ce aveau acolo și după vreo câțiva ani de zile s-a descoperit că firma respectivă, societatea care construise casele falsificase, actul prin care scotea de sub ipotecă apartamentele, banca s-a sesizat, a dat în judecată și ei au devenit debitorii băncii pe sumele împrumutate de... Evident, tu n-ai văzut că e noua modă să intri în insolvență? Faci da. O bucată de drum în insolvență. Dărâm un deal la, și la Oradea, mi se pare că ăla care s-a dărâmat dealul de vreo două ori a intrat în insolvență, deci... Gata, e ultima găselniță. Da, te scapă acum, de datorii, da. Corect. Mai... Dar e de mult asta cu insolvența, numai că mă, acum... Da, acum a devenit așa nu știu ce să le dau. În primul rând, să fie asistați de un avocat. În al doilea rând, din punctul meu de vedere, de ce de un avocat și nu... Scuze-mă, avocat... dar oamenii ăștia care, spui tu, s-au trezit cu alea falsificate, ce puteau să facă? Nimic. Nu, deci i-a lovit, nimic. Cum se cheamă asta? Pentru că... i-a lovit datorii, de putință. Da, dar ăla a intrat în pușcărie, patronul respectiv, dar oamenii trebuie să achite, avea, cred că, dacă mi-aduc eu bine aminte, 1 milion de euro, trebuie să achite fiecare proprietar. După ce au achitat odată da, banii? Da, altfel ipoteca urmează orice proprietar, da? Și... Pentru că nu era real scoaterea de sub ipotecă, având la bază un fals, da. S-a transferat asupra noi. Deci banii care trebuiau să meargă la bancă au mers la el și după aia banca a rămas păgubită. Da, și atunci se îndreaptă, ipoteca urmează... Dar oamenii erau cumpărători de bună credință, n-au știut... Dar în penal lucrurile sunt puțin altfel. Sunt puțin altfel. În domeniul ipotecilor și aici ai... Au fost scoase casele de sub ipotecă, din penal s-a văzut că e pe bază de un fals, deci ipoteca, scoaterea n-a fost corectă și atunci vii în civil, ipoteca se transferă asupra noului proprietar al locuinței. Gata, și cu asta s-a terminat. Achiți tu în locul... Sau îți ia apartamentul. Mă rog, da.
Nu știu, deci încă o dată repet, cred că ar trebui să își ia un avocat. Mie mi se pare frica aceasta de a da, nu știu cât poate să te coste un avocat ca să te asiste, 100 de euro, să zicem. Hai, unul foarte mare, 200, e o asistență, nu e, e un proces. Nu, chiar vreo 500, poate mai mult. Bun, deci 100 de euro, dar eu am zis 100, 500 de lei. Nu mai costă de euro, nu mai faci nimic. 200 de euro, dar în condițiile în care tu urmează să cumpere o proprietate care te costă 100 de mii de euro, pentru că la noi toate proprietățile sunt scumpe, mi se pare că ai putea să mai scoți 100 sau 200 și să ai un specialist. De ce? El poate lua relații, ție nu ți le da, dar el poate lua relații de la bancă să vadă dacă firma respectivă are credite, dacă imobilul respectiv este ipotecat și chiar dacă nu este ipotecat. Pentru că dacă imobilul, blocul ăla în construcție este ipotecat, asta o poate face și notarul. Cere un extras de carte funciară dacă imobilul este înscris chiar pe bucăți la cartea funciară. Dar el poate că are alte blocuri ipotecate pentru creditul lui, numai că banca, conform codului civil, are dreptul să scoată orice bun din averea debitorului, chiar și cele care sunt neipotecate. Chestia de ipotecă și neipotecă e chestiune de rang, da? Aici stă la coadă dacă are și credite la stat și atunci banca vine după, dincolo e prima care are ipotecă. Dar poate, da? Poate să o scoată și aceasta și te poți trezi, băi, ăsta e parcă cel mai bine de vândut, na? Să zicem, zice reprezentantul, bă, scoatem pe ăsta. Mai ales dacă se interesează și vede că n-are datorii la stat sau din astea care ar fi pe lista credală înaintea lui, zice, îi pare cel mai ușor vandabil. Deci s-au dezvoltat acum niște scheme imobiliare, așa le zice. Da, eu nu știu, eu vă spun sincer, ca cetățean și ca un posibil cumpărător, eu nu aș cumpăra apartamente sau case în construcții. Adică, dar îi tentează pe oameni că nu li se iau toți banii odată, chestii, da, da, sunt chestii mai multe, să vedeți cum e, dai numai 10%, dacă dai 30% mai scădem 2000 așa de euro, dacă dai 60% scădem 10.000 de euro. Așa eu știu fac, că mă uiș și eu, chiar dacă am trecut în literatură. Ceea ce mie mi se pare odios, adică frate, ăsta e apartamentul, atâta te costă. Da, mergem la notar, facem actele și pa. Dar cu chestii de astea așa cu... Da, dar tu gândește-te că în condițiile în care tu iei un bloc care e clar terminat, te poți muta mâine dimineață la ăla, are clar situația pe cartea funciară, fiindcă altfel nu poți să faci, faci direct contractul. Da. Bun, te costă un pic mai scump. Da. Dar... Deci sfatul final, că nu mai avem timp. Ăsta este, da? Nu cumpărați, domnule, blocul un avocat, noi, da, domnule, da, dar nu blocuri în construcție sau case în construcție. Corect, să corect mă ierte, da. Sau dacă iei casă în construcție, să iei cu niște clauze și cu niște foarte chestii serios, foarte serioase. Și cu un avocat care poate să te acopere pentru orice... Liri Crăciun, mulțumesc foarte mult drag pentru faptul că ajungând la Iași ai trecut și pe la noi, pe la Tele Moldova Plus și oricum vor vedea emisiunea noastră și vecinii din Oradea și toată lumea. Mulțumim foarte mult, succes în continuare cu cărțile și multă sănătate. Ce mulțumesc să mai tare mult! Mulțumesc și mulțumim și telespectatorilor care au avut răbdarea să ne urmărească până la această oră. La revedere! Vă invit săptămâna viitoare la Sinteza Presei.